pe scenă și eram cu brigada mare și zic, vă fac pariu că îl sun și și răspunde. Și a sunat telefonul și a făcut așa, după aceea zic, băi, sunt la o festivitate, știu. Okay. Tot mă uitam la televizor, te-am văzut. Gata, voi? Bună ziua, bine ați venit, ne revedem la o conferință de presă aici în bază după mai bine de un an. Suntem înaintea startului sezonului, în fața dumneavoastră sunt domnul Mihai Stoica, managerul general al clubului și antrenorul principal Dinu Tudoran. O să le dau cuvântul, după care, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu plăcere. Eu aș vrea să fac o scurtă introducere, pentru că așa mi se pare firesc, de-aia am și venit. După aceea aș vrea să vă rog să adresați toate întrebările pe care le aveți pentru Dinu Tudoran, după care el să-și facă programul în continuare, merge la antrenament și voi sta la dispoziția dumneavoastră și vă rog să fiți foarte duri, vă supun tirului întrebărilor dumneavoastră. Am ținut neapărat să fiu prezent pentru a vi-l prezenta pe Dinu Tudoran, pentru că sunt probabil persoana care îl cunoaște cel mai bine, dacă ținem cont de faptul că prima ofertă pe care am făcut-o când era fotbalist a fost când, nu știu dacă împlinise 20 de ani, dar atunci echipa la care eram nu părea foarte atractivă pentru fotbalistul Dinu Tudoran. Sigur că ați citit declarațiile patronului, nu le voi comenta eu pentru că nu e firesc, dar aș vrea să fac mi se pare o similitudine extraordinară între venirea lui Dinu Tudoran în acest moment în 2021 la Steaua și venirea lui Costel Gâlcă în 2014 la Steaua. 42 de ani Costel Gâlcă, în momentul ăla 42 de ani, am zis bine, nu? Da. Dinu Tudoran, până pe 8 septembrie anul ăsta. În momentul ăsta, sigur, Costel Gâlcă a câștigat 3 trofee. Între timpul nu s-a desființat, nu, Cupa Ligii nu mai există, deci Dinu poate să câștige 2 trofee cu Steaua. Dar, na, Costel Gâlcă avea și are tripleți, Dinu are doar gemeni, deci sunt multe similitudini. Ideea e că până la 42 de ani nici Costel Gâlcă nu antrenase pe nimeni la nivel de senior. Dinu chiar a avut o mică experiență, mai multe de fapt experiență la nivel de senior. A fost la loturile naționale, știu ce a făcut la voluntari, știu cum a lucrat cu tinerii. Ideea mea a fost de a-l oferta pentru echipa secundă a clubului, după care s-a întâmplat acel eveniment și Dinu a ajuns să conducă prima echipă, sper eu, cu rezultate foarte bune. Te rog, Ester. Bună ziua! Tot ce v-a zis Mehmet este adevărat, adică punct cu punct, absolut tot. Mă bucur că am aici și la prima mea conferință, că am venit la Steaua, la cea mai iubită echipă, cea mai galonată. Tot timpul aici se dorește performanță. Acum, început de campionat, am avut o perioadă grea, mai ales pentru jucători, de antrenamente. Au răspuns foarte bine, sunt mulțumit de ei și sperăm să ne îndeplinim obiectivele. Bună ziua! Vreau să vă întreb de ce s-a evitat până acum aparițiile în presă de către dumneavoastră. Până la urmă, nu aveați nimic de pierdut. Nu am nimic de ascuns, dar majoritatea, cum bine ați văzut și noastră, au zis foarte multe despre mine. Am zis să fie o acțiune oficială și din cauza asta, nu că am avea ceva de ascuns, absolut nimic. Bună ziua, domnule.
aveți o presiune mare pe umeri, titlul nu s-a mai câștigat de mai mulți ani. Sunteți, credeți că sunteți dumneavoastră antrenorul care poate aduce titlul mult dorit la această echipă în acest sezon? Ne dorim cu toții să câștigăm titlul. Ținând cont de lotul pe care îl avem, eu zic că anul ăsta cred că o să câștigăm campionatul, dar nu este ușor. Sunt echipe puternice, sunt echipe de tradiție, dar vom vedea ce se va întâmpla. Vreau să vă întreb, în decizia noastră de a veni la acest club a contat faptul că domnul Stoica este în conducere și dacă ne puteți spune cum a decurs dialogul cu domnul Becali? Nu. A contat foarte mult din punctul meu de vedere, ținând cont că mi-a fost și managerul pe care l-am avut la Urziceni, când m-am luat și am câștigat campionatul. Am păstrat în continuare o relație foarte bună. Exact și cum v-a zis, am avut o discuție ca să vin la echipa a doua. S-a întâmplat momentul acela fericit pentru mine. Nu cum au spus anumite persoane în presă, că dacă știi când merge la un local sfânt, telefonul se ține în mașină sau se închide. Deci a fost înainte să intru în acel local, prin mesaje, cu meme, și atâta. Și mă bucur că am ajuns. V-au deranjat discuțiile care au apărut? Nu, lumea trebuie să știe, când mergi la biserică, nu ai telefonul la tine, adică nu răspunzi, e simplu. Dar dacă știți asta, nu vă deranjează lucrurile? Nu mă deranjează, fiecare poate zic că ce, e opinia dânșilor. Nu mă deranjează absolut deloc. Ca un scut, să spunem așa, că aveți nevoie aici la FCSB cu toată presiunea și tot ce se... Nu știu să mai absorbă. Eu un singur scut, eu rămânea și la Inato. Al scut nu mai știu, sincer vă zic. Nu. Mă bagă cu de vesel. Managerul care le-a între echipă și patron. Cred că și jucătorii și orice antrenor îți dorește un manager care... Vezi că asta cu scutul e tricky, că poți să vii pe scut sau sub scut. Multă lume face confuzie dacă ești bine, dacă vii pe scut. Nu, pe scut nu e bine. Cum a decurs prima discuție cu patronul, domnule Todoran? Sincer. Foarte... Gigi ne-a spus ce-l dorește și ne trebuie în așa fel ca să îndeplinim... Ce-și dorește exact? Să câștige campionatul. Contează și aceste preliminarii de Conference League. Cum veți aborda prima parte a sezonului? Sunt meciuri din 3 în 3 zile, dacă mergeți mai departe, dacă mergeți în play-off. Și programul nu e atât de ușor cum a fost în sezonul precedent. Da, să luăm pas cu pas. Important e primul meci la Botoșani, unde întâlnim o echipă foarte bună, o echipă care 2 ani de zile a fost în play-off. Au un antrenor care știe să-i motiveze și ne așteaptă un meci foarte greu. Apoi vine meciul cu Garagani din Conference League și vedem cum o să abordăm. Bună ziua! Toată lumea se pune de acord la începutul sezonului că FCSB are cel mai bun loc sau oricum este în frunte. Totuși, de atâția ani lipsește ceva pentru la campionatul. Sunt convins că ați urmărit FCSB-ul și până a venit aici. Ce a lipsit FCSB-ul și ce vreți să schimbați? Să dea Dumnezeu anul ăsta să nu mai avem probleme cu accidentările, să nu mai fie problema cu pandemia. Anul trecut din cauza asta. Plus am avut și niște greșeli de arbitraj, deci. Dar totul adunate, anul trecut din cauza asta, noi am pierdut campionatul. Care-i primul argument care vă vine în minte la ce ați văzut, la ce schimbări ați văzut până acum, mai ales că l-aveți și pe domnul Stoica? Și sunt convins că a studiat ce s-a putut studia în această pauză competițională. Care-i primul argument pentru care vă face să sperați că veți câștiga titlul? Lotul de jucători. Am cei mai buni jucători din România pe toate compartimentele. Și în special grupul pe care l-am întâlnit aici. Îți dornici de performanță. Este clubul pregătit pentru a pierde un jucător precum Florin Tănase? Se vorbește despre o posibilă plecare. A fost golgheterul campionatului, un om important pentru FCSB. Puteți acoperi această gaură în cazul în care... Da, e un jucător important, un jucător de echipă națională, un jucător care e golgheterul campionatului, dar trebuie să ne obișnim. Deocamdată Tase este la noi și profităm cât putem de Tase. Ca să scăpăm de elefantul din cameră, așa, că ne gândeam că evităm această conferință de prezentare oficială,
în ideea în care trebuie să te întrebăm și pe tine cum vei gestiona relația cu patronul, știm prea bine antecedente, până în ce măsură ești dispus să înțelegi, să faci niște compromisuri în ceea ce privește primul 11. Deocamdată nu am întâlnit problema asta, nu știu, o să întâlnim problema asta, o să vă zic. Adică ești pregătit, nu știu, ești un bun negociator, un bun... Nu, hai să vorbim despre joc. Deocamdată n-am vorbit cu domnul Becker despre lucrurile acestea. Multă lume o vede principală favorită la titlul pe CFR Cluj, a câștigat mai multe titluri la rând, au și un antrenor care s-a întors în România cu performanțe. Tocmai a spus mai devreme că toată lumea vede Steaua. Trebuie să vă puneți de acord puțin. Cum poate fi bătută CFR Cluj? Pentru că în ultimii ani nu prea a reușit nimeni. Așa e, nu prea a reușit nimeni. Doar că am bătut 3-0 fără drept de apel când am avut arbitraj corect. Dar și acolo am avut un penalti la Moroțan nedat. Dar a câștigat ultimele 4 sezoane, la asta mă refer. Ca și la titlul. Cum poate fi învinsă la titlul, în lupta pentru titlul, nu în meciurile direct. Ok. Vedem la momentul respectiv. Domnule Todoran, ce a lipsit FCSB-ului pentru a câștiga titlul în ultimii? Aici mai devreme ce au. Probleme cu accidentări, probleme cu COVID, probleme de arbitraj, asta le-a lipsit. Doar asta? Da. Revenind la discuția despre Florin Tănase, dacă rămâne în continuare la FCSB, credeți că este greu să fie motivat să devină din nou golgheter, pentru că pare că își dorește și el o nouă provocare? Trebuie să văd antrenamentul. Asta vreau să zic. Uitați, e un profesionist. Mai ales când se antrenează, e un exemplu. E și capitanul echipei. E un exemplu, sincer vă zic. Care este filozofia dumneavoastră a jocului, pentru joc? Construcția începe de la portar și ne apărăm de la atacant. Veți juca ofensiv, la fel cum a făcut-o FCSB-ul și... Să spun ceva, că Steaua, eu știu că tot timpul a jucat ofensiv. Când ești la Steaua, nu este normal lucrul ăsta. Am văzut amicalul cu Buzău, acolo Andrei Cordea a jucat fundaș stânga. Este o soluție pentru acel post sau a fost doar o încercare pentru meciurile viitoare? Nu știu, vedem meciurile următoare, vedem meciurile oficiale, fiecare unde o să joace. Ți-a fost teamă de vreo ceva înainte de prima întâlnire cu băieții și te-a surprins cineva în mod plăcut, diferit? Nu știu, te așteptai să găsești aici o altă atmosferă, presiune? Sunt niște personalități, chiar dacă sunt... Sunt tineri talentați? Da, sunt foarte talentați și sunt tineri care, de echipă națională, sunt tineri care pe viitor, eu zic că o să spun un cuvânt în fotbalul românesc. Da, m-am zis, mă bucur că am acest grup, sincer vă zic. Dar legătura cu Meme, discuțiile cu el, mi-a explicat despre fiecare, despre absolut tot ce se întâmplă. Și din punctul meu de vedere a fost un ajutor. Care sunt primele sfaturi pe care le-ați primit de la domnul Stoica pentru a reuși ca antrenor la FCSB? Ce v-a spus, nu știu, în mod special, să nu faceți sau să faceți? Dați discuțiile de astea, nu pot să... Știm că v-ați întâlnit cu sub... discuta cu ei și... Da, mă bucur că suporterii sunt alături de noi, suporterii și mai ales și Peluza Nord. Trebuie să creadă în noi, trebuie să creadă în noi și să fie alături de noi. Și poate și din cauza asta că n-au fost la stadion. După ce s-a întâmplat aseară cu CFR-ul, a avut un retur extrem de dificil la Banja Luka, vă temeți de meciul cu Caragandi sau FCSB favorită mare? Hai să primul meci cu FC Botoșani, după aia o să vorbim și de gara. O să le temem. Da, după aia. Deocamdată ne gândim la FC Botoșani. Asta e primul nostru. Credeți că aveți șanse mari să ajungeți în grupele Conference League? Dacă te califici, da. Normal, dacă treci. Dar v-am mai zis, primordial la noi acum este meciul de la Botoșani. Situația lui Florinel Coman care este? S-a vorbit despre o posibilă operație, n-ar fi 100% taipa. Florinel a intrat în programul echipei, acum să luăm o hotărâre să vedem. Dar el în programul echipei se antrenează. Un avantaj pentru voi meciul cu Botoșani, pentru că acolo au fost ceva mai multe, un avantaj pentru voi că au multe schimbări cei de la Botoșani, s-au schimbat oarecum și poate nu sunt atât de închegați, să spunem așa. Da, au plecat jucători, dar au venit alți jucători care sunt la fel de buni, v-am zis. Acolo este un spirit, un patron care își dorește foarte mult. Am fost la Botoșani, știu ce înseamnă.
dar ne așteaptă un meci greu, fiind și începutul de campionat, tot timpul începutul de campionat e puțin mai. Este un meci cu o presiune aparte, chiar patronul domnului Iftime spunea că se așteaptă să apară răutățile ca înainte de fiecare meci între FCSB și Botoșani. Da, domnul Iftime. Spuneți că meciul cu Botoșani este primul și cel mai important, dar sunt convins că v-ați gândit și pe termen un pic mai lung. Care este, cât de mult puneți importanță și pe parcursul din Conference League sau primordial este traseul din campionat pentru a câștiga titlul mult dorit? Amândouă trasee sunt importante, dar primul obiectiv este meciul de la Botoșani, apoi este obiectivul ca să intrăm în grupele Conference League, campionatul și cupa. Mulțumesc, o zi bună! Și eu. Baftă! Aș putea să fac puține adăugiri la ce s-a discutat până acum. Putem să discutăm de grupele Conference League, că noi nu știm cu cine vom... Să presupunem că vom trece de Caragani, dar trebuie să știm întâi tragerea sus, pentru că sunt adversari care teoretic sunt mult inferiori, nu, dar sunt unii care arată foarte bine, cel puțin ca nume. Nu avem de unde să știm asta. Iar Botoșaniu nu va avea foarte multe schimbări. Adică să presupunem că va juca Racovițan, fundaș central, sub 21, Pap, Pataghe sau Brown, Șeroni și Țigănașu sunt jucători care au jucat meci de meci anul trecut. Pap a jucat mereu anul trecut. Fili a fost unul dintre golghetele echipei anul trecut. Roman a rămas la ei, deci sigur au pierdut doi jucători importanți, Rodriguez și Keita, dar în rest au pierdut atât de mulți jucători. În fine, la Chindici renunțe, înțeleg, nu? Înseamnă că au alte variante mai bune. Vă rog. Cât de mulțumit sunteți dumneavoastră de lotul FCSB și dacă v-ați mai fi dorit anumite îmbunătățiri pe anumite posturi? La momentul ăsta arătăm bine. Problema e că dacă intervin accidentări, cum au intervenit anul trecut, mai ales în rândul jucătorilor importanți, forța noastră scade exponențial. Deja l-avem pe Olaru accidentat. Nu va face deplasarea la Botoșani. Probabil că numai nouă ne se poate întâmpla ca la un meci amical un jucător să se accidenteze în urma unui fault. Ce sper eu este, așa cum a spus și Dinu, să nu mai avem probleme cu accidentările. Sper ca să nu mai avem probleme imense, cum am avut anul trecut, din cauza arbitrajelor, să zic, nefavorabile, să nu zic ostile. Imaginați-vă că meciul de pomină pe care l-am disputat la CFR, unde la minutul 2 am avut penalti clar Hensul Camora, după care s-a dictat un penalti împotriva noastră la un atac normal al lui Miron, să presupunem că meciul era încheiat cu alt rezultat, cu victoria noastră. Să presupunem că meciul de la Ovidiu cu Viitorul, care la 0-0 am avut un penalti clar în urma Hensului lui Dusso. Eu nu fac materiale să trimit înainte de meci că, și fără să spun nimic. Adică să vorbesc maniera de arbitraj, nu, vă spun faze concrete. Hens la Dusso nu s-a văzut. Penalti la Mățan, în urma presupusului fault comis de Cristea, n-a existat, dar a fost penalti. Am mai pierdut două puncte. După care, la Craiova, la 0-0 minutul 5, Niță a fost faultat de Bancu
toată lumea a fost de acord, toți specialiștii, analiștii și paraanaliștii au fost de acord că a fost penalti cu eliminare. Iertați-mă, cred că la 1-0, pentru că Tănase nu a ratat niciun penalti în ediția trecută de campionat, probabil că în play-off la 1-0 și Craiova în 10 aveam alte șanse la titlu. Toate astea au fost arbitrate de un singur cavaler al fluierului, nu știu cât de cavalerie, Kovacic. Dacă se va continua în direcția asta, da, nu avem nicio șansă, într-adevăr. Dacă după ce noi am făcut o întâmpinare, știu că nu avem voie să recuzăm, dar am făcut o întâmpinare și am venit cu probe clare. Dom'le, nu e bine să fie Kovac delegat la meciurile noastre. Kovac a venit la Craiova. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Așteptăm VAR-ul. Bănuiesc că la VAR va fi mai greu, chiar dacă sunt unii jucători, gen Sterling, care au și acolo reușesc să înșele vigilența. Dar mă rog, acolo și acolo au fost păreri, sunt unii care au zis că dacă e contact e fault. Și încă o problemă foarte importantă, sper, să nu mai fim alungați din orașul pe care îl reprezentăm. Adică, acum dacă toți sunt stadioane care trebuie întreținute, ar trebui să fim lăsați să plătim sume foarte mari pentru a juca. Că e Național Arena, că e Arc, că e Ghencea, nu știu, dar să jucăm în București, să nu mergem să jucăm la Giurgiu, unde ne-a marcat nisipul, un gol care ne-a putut, care probabil că ne-a costat titlul. Deci astea ar fi probleme. Nu sunt multe probleme, da? Cam dacă astea s-ar regla, cred că am avea șanse foarte mari. Tănase nu pleacă. Dacă va pleca, vom discuta. Dacă va pleca, va pleca pe o sumă foarte mare, pentru că patronul nostru, după cum știți, nu poate și cumpără scump. Când vrea neapărat să achiziționeze un jucător, la vinde foarte scump. Deci mai sunt posibilități de plecare, ar mai fi oferte pentru alți jucători? Posibilități de plecare sunt și pentru oricine, atâta timp cât fereastra e deschisă. Perioada de transferuri este până pe 5 septembrie ca să achiziționăm. Sunt țări la care fereastra de transferuri e deschisă larg. Deci e posibil oricine. Deocamdată contacte au fost, dar nu am primit nicio hârtie oficială, asta este suma care se avansează pentru Tănase pentru a pleca. Iar el nu are niciun fel de problemă. Cu cât se apropie de sfârșitul contractului, cu atât șansele de a câștiga bani mai mulți sunt mai mari, iar el este un băiat foarte inteligent și știe aspectul ăsta. Este, de asta vorbeam cu Dinu, dacă venea cineva să-l vadă el la antrenament, probabil că dădea bani imediat, într-o singură tranșă. Aveți vreo informație că Dejan Sorescu ar fi fost propus FCSB-ului? Dejan Sorescu nu trebuie să fie propus FCSB-ului. Dejan Sorescu este unul dintre cei mai buni jucători din România la momentul ăsta și orice jucător foarte bun ne interesează. Nu trebuie să ne-l propună cineva și nici nu știu cine ar putea să ne-l propună pe Dejan Sorescu. Vă interesează gratis sau ofertat? Poziția pe care evoluează Dejan Sorescu este ocupată de câțiva jucători la noi și nu mi se pare fair față de jucătorii noștri să discută despre un jucător care nu știu dacă va ajunge sau nu va ajunge la noi vreodată. Dar mie personal îmi place foarte mult Dejan Sorescu. Și îmi pare rău că atunci când a plecat de la Timișoara, habar n-aveam că este un jucător polivalent. Îl văzusem pe o singură poziție acolo și atât. Și poziția era ocupată la momentul ăla de Denis Mann. Ați vorbit despre evoluțiile de la antrenamentele lui Tănase. Ondrașek și Vuciur, cum s-au adaptat la Ondrașek și? Vuciur. A. Îmi dau masca jos dacă nu se aude foarte bine. Ondrașek e în urmă cu pregătirea. A venit târziu. Stipe a fost cu noi de la început. E o soluție. Probabil că și
Cobra poate să joace la Botoșan, dar sub nicio formă nu poate începe meciul, pentru că mai are de recuperat față de colegi, noi săi colegi. E aceeași problemă ca la Vukušić, și Vukušić a venit, nu mai jucase de mult timp și probabil că nu era pregătit 100% din punct acum de vedere. Cred că o să fie mai multă răbdare, pentru că e început de sezon, Vukušić a venit nepregătit, dar a venit în mijlocul sezonului și nu jucase de foarte mult timp. Avusese și, mă rog, problemele pe care le avusese în Slovenia. Acum, situația e puțin diferită, plus că profilul jucătorului este altul. Adică Gigi și-a dorit mereu un jucător de profilul lui Nemeț. Ondrášek nu e chiar de profilul lui Nemeț, în sensul că Nemeț e poate mai rafinat, dar Ondrášek este mai puternic și joacă foarte mult pentru coechipieri. Ne rugăm să debuteze cu dreptul, nu neapărat să marcheze. Uite, în aceeași situație, Ondrášek a fost Sergiu Buș, în care ne pusese în speranțe foarte mari, a avut nevoie de o perioadă mai lungă de adaptare, pentru că n-a avut niște evoluții entuziasmante la început, după care când eu nu consideram că s-a adaptat, a plecat, spre marea mea dezamăgire. Dar nimeni nu poate garanta că dacă ar fi rămas Sergiu Buș, câștigam campionatul. Erau poate alte variabile care au contribuit la îndepărtarea noastră de titlu. Ați vorbit foarte frumos de Nemeț. El e liber de contract, era rezilia cu Dinamo. Da. Tocmai a venit Ondrášek. Nu știu dacă și pe aceeași poziție. Haideți să vă spun o chestie. Noi nu vrem foarte mulți jucători străini. Nu pentru că am fi xenofobi, nu. Dar eu, din experiența pe care am acumulat-o în decursul a aproape 3 decenii de activitate, am ajuns la concluzia că o echipă de fotbal dintr-o țară, recte România, într-o echipă de fotbal, ponderea trebuie să o reprezinte jucătorii autohtoni. Că există jucători străini mai buni decât cei români pe anumite poziții, e foarte bine și trebuie aduși. Dar niciodată nu cred eu că e logic să aduci doi jucători străini pe aceeași poziție. Chiar văzusem, sunt echipe care, și nu cumva să mă gândiți că fac vreo referire la CFR, nu, care aduc doi portari străini. Mi se pare o mare greșeală. Dacă într-adevăr ambii își doresc să apere. După cum mi se pare o greșeală ca să aduci doi jucători de același profil pe aceeași poziție, iar acum îmi propuneți să facem o concurență într-un ceh și un slovac. Cehoslovacia s-a scindat. Nu cred că ar fi problema asta, dar totuși la momentul ăsta, bun, cred că avem nevoie pe poziția asta de jucători de profiluri diferite. Vi s-a reproșat în ultima vreme că n-ați mai fost la fel de vocal în a apăra clubul și pare că FCSB-ul i-a lipsit acest lucru. Veți schimba strategia din acest sezon pentru a fi mai vocal și mai atent la ceea ce se întâmplă chiar și în spațiul media atunci când e nevoie? Una e să fii vocal și alta e să nu fii atent. Eu atent sunt la absolut orice detalii. Atent pentru a reacționa. Am niște probleme și tocmai de-aia nu aveam inimă pentru a participa într-un război mediatic care mi-a prit, credeam că îmi priește într-o vreme, îmi plăcea foarte mult să mă lupt și să fiu vocal, cum spui tu. Probabil că acum voi reveni în peisajul media, dar nu cred că, mă rog, cu
efervescența dinainte și nici măcar cu efervescența cu care am mai scris din când în când pe Facebook. Și am glumit. Dacă cineva știe de glumă, asta e situația. Eu am trecut peste, nu peste ironii la adresa mea, peste chestii neadevărate care s-au scris / spus despre mine și am trecut peste astea. Ce sesizez acum, și mă bucur că văd asta, sesizez apariția unui personaj extrem de interesant, Adrian Mititelu Junior. Adiță, cu care am vorbit de vreo câteva ori, pentru că bineînțeles că am fost suporterul echipei, eu nu știu acum, ca să nu fece Universitatea 1940 sau da, nu știu, așa, am zis bine, da. Mi-aș fi dorit foarte mult să promoveze, aș fi făcut-o. Și am mai vorbit, dar am vorbit foarte puțin, mă mai interesa, bineînțeles, și ce face tatălui, pentru că e un om la care țin. Și care știu că dacă ar mai fi vreo câțiva ca el, ar fi fotbalul mult mai sus decât este acum. Replicile care au venit din partea lui Adrian Junior mă fac să... Mare potențial și atunci, și născut și 97, cred că dacă tot unii fac mișto de mine că mă dau mare că știu anii de naștere, poate am greșit aici, da. Mi-aș dori să pot să glumesc și să nu se supere nimeni, la jigniri nu voi recurge și nici la gesturi prostești cum am făcut-o de foarte multe ori în tinereții. Vorbeați, domnule Stoica, despre stadioanele care s-au construit și să, evident, să nu vă mai doriți să plecați din București. Spuneți-ne dacă s-au făcut demersuri pentru Arcul de Triunf, pentru Ghencea, pentru că, din câte înțelegem, Arcul de Triunf e al Ruibiului. Nu știu ce înțelegi tu și nu cred că... Așa au spus, că își doresc ei să fie doar al lor sau... Și eu mi-am dorit anul trecut să câștigăm campionatul. Dar ce să vezi? CFR joacă în Champions League. Nu ai de... nu. Știi că administrarea... Știi cine are administrarea stadionului de la Arcul de Triunf? A fost predat Federației de Rugby momentan? A fost? Nu știm. Păi, nu, atunci de ce... Ultima dată era la de ce mă împingeți pe o pantă periculoasă? Haideți să discutăm... Arena ne găzduiește, cât nu o să găzduiască un turneu de Dota. Eu am crezut că Dota 2. Dota 2. Eu am crezut că pentru mine, ca să vă dați seama, dar bine, dacă eu m-am uit doar la Netflix, eu am crezut că jocurile video stai în fața calculatorului și te joci cu el cum ar veni și cu niște joystick-uri sau nu știu. Am înțeles că e chiar sport, adică e nevoie de... Și cluburile mari au din străinătate, Schalke, de exemplu, avea echipă și multe alte avea cluburi. Echipă de Dota 2, nu? Și a vândut-o acum care tocă, dar și nu mai aveau bani. E, vezi? Pe vremea mea, Dota era... Când se căsătorea... Mă rog, haide să trecem peste asta cu... ideea e că dacă... Înainte eram goniți că jucau mii de copii pe cel mai mare stadion al țării care a costat sute de milioane. Acum probabil că vom fi aruncați de acolo pentru că se joacă jocul ăsta Dota 2. Am făcut la Arc, așteptăm răspuns. N-am făcut la Ghencea, dar probabil că vom face, că ați văzut, mesajul este pacifist, adică chiar n-are niciun sens să ne certăm cu nimeni dacă oamenii vor într-adevăr să facă bani cu stadionul, nu doar să fie o gaură la buget, la fel cum este echipa de fotbal. Echipa la care am activat a făcut performanțe în Ghencea. Noi am... numit Ghencea Templu Fotbalului Românesc. Cine spune altceva că ar fi avut ideea asta? Nu, noi am numit.
A intrat și Kiprie Liu în istorie, că e primul jucător care a marcat pe noua arenă, dar este jenant, este strigător la cer să mergem în continuare cu această, acest nonsens. Personal, cât tocmai s-a întâmplat că a pierdut un pilot rada de scule din avion, sau nu știu ce a pierdut, dar i-a căzut ceva din el. Nu e ok. Chiar nu e ok. Armata trebuie să facă altceva. Ideea e că dacă cineva își poate permite ca să facă un stadion din bugetul nostru și stadionul să intre în paragină pentru că refuză ca cineva să plătească o sumă consistentă pentru a-l folosi în scopul pentru care a fost construit, trebuie să răspundă în fața, nu știu, a celor abilitați să pună întrebări, nu a noastră care suntem. Uite, eu, de exemplu, am refuzat să semnez petiția care este... Eu petiție, circul o petiție că dacă suntem de acord să se dea foc la bani în continuare, să fie plătiți cu 1000 de euro Kiprie Liu și Pacionel. Nu prea aș fi de acord să plătesc salariul Kiprie Liu și Pacionel, dar nu semnez petiții, că nu sunt un reclamagiu. Vrem să jucăm în București. Suntem o echipă cu sediu în București, nu în cum bat unii câmpii prin vecinătatea Bucureștiului. Că ne-a Talpan zicea că suntem din Berceni. Nu. Există cartier Berceni în București. Cât de mult v-ați dorit dumneavoastră să jucați pe Ghencea după ce ați reprezentat echipa? Crede-mă că eu nu îmi doresc să jucăm la Arc. Sunt foarte mari probleme cu accesul spectatorilor pe stadion. Nu știm ce se va întâmpla în viitor. Delta, Gamma, Epsilon, nu știu. Dacă vin 2000 de spectatori pe 55.000 de scaune, nu se vede bine. Dacă vin pe 8.000, parcă e altceva și e o atmosferă așa. Referitor la asta, pentru că am primit foarte multe mesaje din partea suporterilor care ne reproșează că nu scoatem abonamente. Păi, să scoatem abonamente cum? Pe ce stadion să scoatem abonamente? Că nu știm. Nu știu dacă abonamentul nostru va permite să meargă să vadă și Dota 2, sau acolo părăriși să fim pușcat. Lase în pușcă la Dota? Nu se împușcă, nu? Nu. Nu se împușcă? E un RPG. Cum? Se mai hecuiesc, așa se mai... A, deci... Tot e pe violență. Tot deci poți să pățești pe acolo și pe la Dota 2. Vezi? Nu e ok. Vezi? De-aia eu am rămas pe Tetris. N-am niciun fel de probleme. Nici măcar nu poți să-ți prinzi degetul când vine aia din ce în ce mai tare, că am ajuns și la nivel sus. Adică nu sunt, sunt... Voi credeți, dar nu e. Acum, n-avem cum să... Efectiv, n-avem cum să scoatem abonamente. Mai gândiți-vă și la altceva. Are cineva abonament... Și a venit varianta aia Delta. Și omul e tânăr, că aia atacă tinerii. Ce să-i spui? Du-te în Delta? Nu, că nu merge. Nu poți să intri cu... hai cu vaccin, intri. Chiar nu e ok pentru abonament. E îngrozitor. Erau unii care se gândeau... Ați văzut, prețurile au sărit. Nu o facem acum... Nu, politica nu mă interesează, dar... Astăzi vorbeam cu bucătarul de la Academie. Aproape dublu cheltuieli la Academie, masa zilnică. Aproape dublu. Oamenii înainte se gândeau, bă, să-mi iau bilet, merg cu prietenii la meci sau mai bine stau la televizor. Și, acum trebuie să-și facă și test pentru cei care nu au vaccin. Că sunt mai mulți cei care nu au vaccin decât cei care au. Nu e ușor. Domnule Steca, Arena pică pe ultimul loc și pentru că ar fi împărțită cu cei de la Rapid? Nu are nicio legătură. Nu vă deranjează? Nu. Nu. Îmi pare rău că nu jucăm în Giulești pe nouă stadion.
Dar că Rapid joacă, nu, nu. Eu mă bucur că Rapid a intrat în Liga 1, îmi doresc ca Dinamo să rămână în Liga 1. Ne trebuie nume, nu? Chiar nu vreau să jignesc alte competitoare care au, chiar au demonstrat că poți să faci într-o localitate cu 7.000 de locuitori o echipă care să funcționeze, dar parcă mult mai bine dă Steaua Dinamo, FCSB Dinamo decât FCSB Clinceni. Chiar asta vreau să vă întreb, cum se vede Liga 1 acum cu nume precum Rapid, Farul, a mai promovat-o Craiova, sunt parcă derbiuri mai multe, publicul are de câștigat, fotbal implicit? Să plătească televiziunii mai mult. Oricum, valintați și prin emisiuni tot văd că competiție și denigrată de unii, da, tot cel mai mult interes suscită. Pentru că vă place sau nu suntem români, ne place sau nu suntem români și, na, cu... Ne place Ronaldo, dar discutăm mai ușor cu Ronaldo de acum. Pe ăla nu ne bagă în seamă. Ăla goal-getter. Deplasarea de la Karagandy vă dezavantajează fiind atât de lungă și dificilă? Deplasarea de la Karagandy nu e ok pentru noi dacă ne gândim la faptul că vom juca după aia la Arad, un meci complicat. Sper ca terenul să fie mai bun, că stadionul arată excepțional la Arad. A fost sub ape. Da. Dar nici pentru Karagandy deplasarea în România nu e extraordinară. Nu înțeleg și nu o să înțeleg niciodată când cum de o echipă dintr-o țară care în Eurasia participă în cupele europene. Dar asta e situația. Când am văzut tot tabelul echipelor potențialul adversari, ne gândeam să scăpăm de echipele din Kazakhstan. Când am văzut că Karagandy a venit în cele 5 pe care puteam să le întâlnim, am zis, bă, orice, dar numai Karagandy. Nu, ce să vezi, a fost Karagandy. Dar aici e o chestie și, iată, am auzit mai devreme, spunând că programul e mai greu decât era anul trecut. Oameni buni, vă spun pe aia lui Mitică Dragomir, ascultați-vă la mine, ascultați-mă pe mine, ascultați ce vă spun. Bine, în afară de faptul că stai brici și are mintea, puiul. Nu există program ușor și program bun. Și program rău și program greu. Nu există așa ceva. Tu n-ai de unde să știi în ce formă ești și în ce formă găsești adversarul. Tu habar n-ai asta. Iașu, credeți că anul trecut nu a zis, mama, avem meci cu greu cu FCSB-ul, 5-2, a dat Andrei Cristea 3 gol. Pentru că ne-a prins covidați. Chiar nu înțelegeți că nu există așa ceva? Vă spun o chestie din proprie experiență. În 2005 am ajuns în, nu știu dacă se chema play-off atunci, în orice caz, am picat cu Rosenborg pentru a merge în grupele UEFA Champions League. Nu eram cap de serie, Rosenborg era ultima din capii de serie și teoretic era cea mai accesibilă echipă pe care puteam să o întâlnim. Ne-am bucurat, ca proștii. Am fost eliminați. După un an de zile eu plecasem, Steaua a picat după 2 ani de zile, cu Galatasaray. Nici o șansă. S-a picat prost. Toată lumea asta a spus. A, ce ghinion. A mers Steaua mai departe. Nu există, niciodată nu poți să știi. Da, față de sezonul precedent, întâlniți Craiova, s-au schimbat puțin regulile, pentru că atunci a fost acea protecție, să spunem. Și aveți, da, Craiova și Șepși dacă ajungeți în play-off. E ok, doar că și Craiova joacă în cupele europene. Adică nu poți să știi meciul ăla cât îi consumă pe ei, cât de consumă pe noi meciul de acasă cu Karagandy. Nu ne convine că am picat cu Karagandy. Asta e situația, da? Nu ne convine și pentru că la un moment dat am oferta cea mai bună pe care o găsisem la charter era 107.500.
Mi-era interesant 500, cred că era un negociabil. Am venit puțin mai jos, dar nu prea mult, adică era mult mai bine în Bulgaria, dar poate ne scoteau bulgarii, nu poți să știi niciodată, chiar nu poți să știi. Ați avut și problema cu Alașchert atunci cu charterul când a stat vreo 5 ore. Deplasarea la Armenia, în Armenia a fost cea mai proastă deplasare pe care am prins-o eu în 30 de ani de carieră. Și am sute de meciuri, 100 și multe meciuri în cupele europene. Nu am spus, mă umflu, asta e. După ce că, din motive care n-aveau nicio legătură cu noi, am stat 6 ore în aeroport, cu ce am mai ajuns făcut pe drum, cu ce am ajuns acolo, ne-am calificat pierzându-l pe Nedelcu în ultima fază a meciului, la 3-0 pentru noi, pierzându-l la doua zi pe Hora la primul antrenament, bineînțeles că tot din cauza faptului că au stat numai deplasare ca să joci fotbal n-a fost, și imediat după aia cu Botoșan pierzându-l pe Man după câteva minute. Adică, da, asta mi-e frică. Însă ce să mai... Jucăm și pe teren sintetic acolo, asta e frumos. Apropo de Man, tocmai l-ați menționat, îl vedeți ajungând la Milan, se vorbește mult în peninsulă de lucrul acesta. Mărturisesc că mi-a fost, mi-a fost teamă, mi-e greu, e din un jucător cu care am avut mereu o relație specială și aveam emoții foarte mari când știam că a ajuns tot așa într-un moment în care Nu e cazul să arunci un jucător tânăr în luptă, în Serie A. Serie A este cel mai complicat campionat din lume, clar. Pentru Denis Man era mult mai ușor să joace în Spania, poate și în Anglia. Chiar dacă o să spuneți că vorbesc prostii. Nu, e foarte complicat în Serie A. A ajuns cu 3 zile înainte de primul meci. Și totuși a avut evoluții foarte bune. Nu bune, foarte bune. Denis n-a jucat un meci slab la Parma. Ok, a avut problema Parma pe care a avut-o, dar că mai rar să vezi o echipă care... Gândiți-vă numai cum a scăpat Cagliari. Că minutul 90, care era scorul minutul 90 la Parma? Asta este, câteodată un minut, o fază, o secvență schimbă istoria unei echipe. Cred că poate juca la Milan. De ce? Pentru că la Milan, pe poziția lui, este un Samu Castiejo, sau era, nu mai știu acum ce o să facă ei, un Samu Castiejo care, din punctul meu de vedere, știindu-l foarte bine pe Samu Castiejo, este mult sub Denis Man. Pentru mine și Selemakers este mult sub Denis Man. Vlașici o să vină. Poftim? Vlașici o să mai vină la Milan. Nu știu ce gânduri are Milan, habar n-am. Dar Milan a luat niște decizii foarte ciudate în ultima vreme. Uitați-vă ce jucători au plecat de la Milan și ce jucători au rămas. Nu mă refer la Donnarumma, mă refer la Paqueta sau mai știu eu, sunt foarte multe exemple. Da. Mi-aș dori foarte mult ca Denis să ajungă la... să joace în continuare în Serie A măcar, nu știu dacă la Milan. Pentru că Serie B e foarte complicat. Ați crezut că Italia poate câștiga trofeul? Înainte de startul turneului? Este primul turneu final la care echipele cu care simpatizez ajung în finală. Dar nu mă așteptam să ajungă niciuna în finală. Am văzut și am sperat pentru că pentru mine definitorie a fost o secvență. Definitorie pentru Italia. La meciul cu Turcia, la 3-0, în prelungiri, făceau pressing. Și am spus, chiar se poate întâmpla ceva cu italienii. Doar că după aia la meciul cu Spania n-am mai avut nicio speranță pentru că Spania a fost net superioară Italiei. Și acolo au fost ocrotiți de șansă. După cum, zic eu că și în finală, practic, nici acum nu vine să cred că Italia a câștigat turneul final. De ce? Pentru că a fost, în afară de faptul că au avut spirit într-adevăr și au avut... Donnarumma și cei doi fundași centrali. Eu chiar, uite, sunt șocat când am văzut că Bonucci nu e în echipa nimănui. Și au făcut analiști echipe, a făcut UEFA echipă, s-au pus note. Păi Bonucci a fost pentru mine jucătorul acestui turneu final. Bonucci. Pentru că e încruntat. Chiellini pare mai jovial. Chiellini a și lipsit.
Nu, normal n-ai cum să iei un turneu final când tu ai un vârf ca Immobile sau ca Belotti sau ca cine vreți, deci joci fără număr 9. Italia a avut număr 9, Italia a avut pe Paolo Rossi când Italia a câștigat ceva. Chiar și pe Luca Toni l-a avut când a câștigat ceva. Acum n-a avut. Insigne e un jucător ok. Iși. Nu e vreun... Insigne nu e Sterling. Practic cine a strălucit? Chiesa a strălucit. Care nici Chiesa nu este, teoretic vorbind, nu e nici Ronaldo, nu e nici Dybala. Vorbim că, mă rog, cotă și, dar și la Juventus de câte ori juca făcea diferență. Diferența, bineînțeles, că a făcut-o Mancini și probabil că diferența a făcut-o îmbrăzișarea lui Mancini cu Viali după meci. Pentru că în momentul în care tu ești fotbalist și chiar dacă te cheamă Locatelli și ai fost aruncat de Milan, Mancini l-a dus mintea. Pe Spinazzola l-a aruncat Juventus, da? Pe Locatelli a ales jucători, bine, nu știu dacă avea foarte multe opțiuni, dar a ales jucători care voiau să câștige ceva, care nu câștigase în viața lor nimic. Insigne a câștigat ceva în viața lui? Nimic! Ce a câștigat titlul? Insigne? Nu! Asta face diferența în anumite împrejurări. Doar că mă gândeam că Anglia este prea valoroasă. Dacă iei jucător cu jucător, uite ce jucători are Anglia. Însă englezii au făcut o mare greșeală. Hashtag ăla, it's coming home. Și au pus o presiune colosală. Și până la urmă când scos Danemarca, cum ai scos-o, cu invenția aia, au merg toate la infinit. În orice caz, intră, nu știu, Di Lorenzo, intră în vestiar și îl vede pe De Rossi, și îl vede pe Viali, și pe Lombardo, de care poate că știa doar că a fost chel, dar e Lombardo și probabil că știe ce să-i spună. Și mai vede și pe Viali, nu cred că mai are nevoie de adrenalină suplimentară. Adică nu cred că trebuie să vină cineva cu un, video motivațional, pentru că la ei motivația era în vestiar. Superb. Bine.